Salutare tuturor, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Sunt în drum spre sala polivalentă din București, unde va avea loc gala OSS Fighters. După cum bine ați văzut ieri, Marian Dinu nu și-a făcut categoria, a avut 1,5 kg peste categorie, ceea ce înseamnă că a fost penalizat cu jumătate din bursa pe care trebuia să o încaseze el, va pleca la adversarul său, Petrică Purcaru. Stați alături de noi să vedeți ce urmează! Am ajuns la sala polivalentă din București, mergem la vestiar să vedem ce face Marian, dacă este pregătit, trebuie să-i facem bandajele și să-l încălzim. Mă așteptam să te găsesc la vestiar, te-am găsit pe hol. Cum te simți? Bine. Câte kilograme ai astăzi? 79. 79? 78 și ceva. Am înțeles, deci le-ai pus la loc. Ce crezi că faci în seara asta? Eu sper să câștig acum, cum e și normal. Îți va ieși strategia pentru stângaci, ce am pregătit noi la sală? De 2 luni de zile de când mă bate maestru, am învățat și ce să fac cu stângaci. Mergem la vestiar să-ți facem bandajele, să ne apucăm de treabă, de încălzire. Începem show aici. Hai, începem spectacolul. Ești meciul 3, nu? Dăm drumul la treabă. Ei, batem. Hai să punem bătaia pe ei. Hai la vestiar. Ne apucăm de bandaje, trebuie să-i facem bandajele lui Marian Dinu. Nu avem operator, nu știu cine să ne filmeze, dar nu e problemă. Mai tragem noi așa între timp cu camera de selfie, mai tragem când mai pun un leu cu o plasă, mai filmez puțin. Lasă-l pe David, că e vărsul afară. Știi, rămâne vărsul cu Ronaldo. Rămâne vărsul cu Ronaldo. A, nici nu l-am văzut pe Ronaldo. Ia, lasă-i o brățară de aia lui Vărătu pentru... Dani și vină încoace la vestiar. Vină la vestiar. Să mă spune cum... Foarte bine. Deci o să vină David operator. Mai și cu John încă mănâncă. Mănâncă așa un pic. Ce faci? Cu cine te lupți? Cu... nu mai știu cum îl cheamă. Un grec. Nu, român. Român? Micu. Costin Micu. Costin Micu. Da, e rău. Ești pregătit? Da, da. Pregătit pentru Micu? Normal. Antrenorii mei, de la Supercomba Cristi, colegii mei. Ai muncit pentru meciul ăsta? Îți dai seama, pregătit ca nu. Foarte bine. Mult succes. Mersi. Și ție, următorul meci are la ei. Aveți voie să faceți o priză, dacă de exemplu se execută un atac de picior, middle kick, low kick, dar nu intrați în alte procedee decât executați o singură lovitură, care poate fi pe piciorul de sprijin și se duce la o secerare. Vezi că ai elastic acolo să te încălzești. Ai elastice. Ce? Să mergem la prezentare, avem prezentarea. Intri acolo pe scenă, saluți publicul frumos. Thank you.
muncă. Auzi, la muncă. Ti fai caut absolut o cotroceni. Please welcome Marian Dinu. Deoarece am un antrenor care are încredere în mine, mă susține, mă cert cu de cazul. Mă simt bine că am câștigat acest meci și te-am așteptat. Urs, ultimul timp nu prea a fost cazul să te cerute. Ba da, a fost, am o problemă cu greutatea, sunt cam încăcios și tocmai de avem mici neînțelegeri, dar promit să rezolv. Ai susținut pe Marian Dinu, l-ai și premiat, a câștigat. Merită. Ți-a plăcut? Îmi place foarte mult de el. L-am stimulat acum, vreau pe viitor să-și facă categoria. Clar, să-și facă categoria. Deja luni are programare la nutriționist și la revedere. Am auzit, am urmărit. Dacă nu se ține de treabă, a pus o penalizăm, data viitoare penalizăm. Și anulez toate luptele. O să bată gratis, exact, de plăcere. Exact, o să bată de plăcere. Noi iubim. Hai să mergem să vedem și noi meciurile. Mergi și la vestiar. Am aici un prieten foarte bun, te rog frumos 2 secunde. Știu, am mai filmat, Salutare, maestre, să trăiți. Salutare, am mai filmat odată, te-am luat de pe o filmare la Romexpo. Noi eram nebuni cu netul, cu asta. Te-am luat, să vă slăși cu noi pe scări, dacă ți-amintești. Da, mi-aduc, eram beata, doamna. Erai beat. De asta ai vorbit. Ce faci? Un vlog, care e pe canalul meu de YouTube, dar pe lângă vlog am avut și un sportiv care a luptat. Care a și câștigat. Care promite să joacă acum, nu? Da, acum e încă la... Frate, ce să vă zic, noi luptători întotdeauna suntem mai... pe emoție, pe... Îți place? Ai mai fost vreodată la vreo gală live? Nu, niciodată. Nu-ți place. Te-ai vedea practicând un astfel de sport? Nici în visele alea nenorocite. Nu, nu niciodată mea. O singură dată în viața mea am dat unui tip un pumn în cap, în clasa 4. Și ai fugit după aia. M-a bătut de maru, dar... Dar zici multe picioare, că nu găsiți unițele, furtrăm maxim, de mitul lui. Și hai chisurile alea proastele mele, de le-am cam așa, le luat pe gardă și împlătina. Mariana, cum a fost lupta? Ușoară. Mă așteptam să fie mult mai greu, dar pregătirea și-a spus cuvântul, maestri. A lovit tare? Nu l-am simțit. Ai călcat mereu în stânga ta pentru că ai avut asta una... Asta am făcut la strategie, da. Asta ai făcut la strategie, da. Și ți-a ieșit. Da. Chiar l-am pus în dificultate mare cu pasul ăla în stânga și picioarele multe, el venind din box. Da, în momentul când ai dat multe picioare nu am mai găsit soluție și l-am văzut că s-a frustrat foarte tare. Era și foarte obosit și eu zic că îl trimiteai la... Da, dacă nu abandona, se termina meciul urât. Felicitări, ce ai de făcut în continuare? Să țin kilogramele jos și să mă antrenez în continuare mult mai tare. Normal mai ai un meci pe 31 martie în Supreme Night Fight la Dej, unde luptă și colegul meu David. Uite-l pe David acolo. Ne pregătim în continuare pentru meci și să-l susținem pe maestru pe 9 martie în Serbia pentru titlul mondial UACO Pro. Cam asta a fost seara noastră, nu uitați.
subscribe canalul lui de YouTube Ionuț Pitbull la Todereței, apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări de fiecare dată când postez câte ceva nou, like pe Facebook, follow Marian Jiridinu pe Instagram și follow Ionuț Pitbull la Todereței pe Instagram. Vă pupăm!